Domnule primar, stimați invitați, domnilor și doamnelor consilieri, începem ședința pe comisii. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, amenajare târg, produse nealimentare, îmbrăcăminte și cereale, faza de studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 87/2016, proiectant SG Adral, proiect SRL Iași. Comisia de urbanism, dacă aveți... Vreau să aduc în discuție de ce astăzi acest proiect pe ordinea de zi. Pentru că demersurile care le-am făcut la Compania Națională de Investiții este de a crea și în municipiul Moinești un spațiu unde se poate desfășura activitatea de comerț ambulant. După cum știți cu toții, astăzi se desfășoară în zona bazarului de lângă la capătul parcului Băi, o zonă care nu are specific pentru astfel de activități. De aceea, pe fosta bază sportivă, să-i spun așa, din cartierul Lucăcești, vom realiza o piață centrală a cartierului Lucăcești, care va fi dotată cu module, se vor amenaja căi de acces, stație pentru taxiuri, stație de maxi-taxi, toate acestea într-un proiect pe care l-am depus la Compania Națională de Investiții. Astăzi se va actualiza devizul, așa cum s-a schimbat salariul minim pe economie la sfârșitul lunii, în luna decembrie, la sfârșitul anului, urmând a fi inclus în lista sinteză și finanțat de la acest minister. Mulțumesc! Mulțumim mult! Comisia de urbanism, dacă aveți discuții, neclarități, vă rog să interveniți. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată. 5. Comisia economică, dacă mai sunt de lămuriri, întrebări din amintea acest proiect. Dacă nu, vă rog să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiect aprobat în realitate de vot. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrații din surse agricole în municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de urbanism, vă rog, dacă aveți discuții pe tema proiectului, vă rog să interveniți. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată în unanimitate. Comisia economică, dacă aveți neclarități, întrebări, nelămuriri legate de acest proiect. Dacă nu, vă rog să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. Proiect votat în unanimitate. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2019, prestate de beneficiare de ajutor social. Comisia de urbanism, vă rog să interveniți dacă aveți discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia juridică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt neclarități, întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 7. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Local numărul 41 din 16.03.2018 privind înființarea serviciului de iluminat public din municipiul Moinești. Comisia de urbanism, dacă aveți discuții pe tema proiectului, vă rog să interveniți. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului, poftiți, domnul consilier. Dacă se refere exact pe un serviciu separat pentru lumea public sau dacă puteți să ne... Deci la
Pentru hotărârea Consiliului Local, când am aprobat organigrama, acest serviciu este subordonat direct Consiliului Local. Nu că vreau eu, nu că vrea altcineva, decât legea spune așa, ca iluminatul public să facă parte din, organigramă și subordonare directă Consiliului Local. N-am făcut altceva decât să ne conformăm adreselor trimise de ANRSC. Astăzi am ajuns în stare de a veni în fața dumneavoastră cu acest proiect de hotărâre și vă rog să-l votați, pentru că aceasta este legea, nu putem să modificăm. Dar aveți cu același personal? Cu același personal, tot la acolo, dar subordinea este directă și finanțarea direct către serviciu, nu prin ca și aparat de lucru al primarului. Practic se completează articolul 6 pe care noi l-am dat prin hotărârea 41. Cu... Înseamnă că este dat în administrarea Consiliului Local. Consiliul. Mulțumim. Se completează, deci nu se face nici înființare, nici nimic. Mai sunt alte întrebări? Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mă dat în alimentare. Comisia Economică, dacă nu sunt întrebări, ne la vizit, vă rog să supunem la vot proiectul, cine este pentru, împotrivă, abține, nu, mulțumesc. 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 174 din 23.10.2018 privind darea spre administrare și exploatare de către SECE Compania Regională de Apă Bacău a bunurilor rezultate în urma implementării contractului de lucrări numărul 4, extindere și reabilitare infrastructură de apă în orașele Buhu și Muinești, extindere infrastructură canalizare în orașul Dărmănești. Comisia de Urbanism, vă rog, dacă aveți intervenții pe tema proiectului, vă rog să interveniți. Dacă nu aveți, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă nu sunt întrebări, neclarități, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 9. Proiect de hotărâre privind predarea unui sector de drum național, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Moinești de Subacău, în administrarea Ministerului Transportului, în vederea executării lucrărilor de reparații. Vă rog, domnule primar. De ce acest proiect pe ordinea de zi? Știți cu toții, în anul 2012, printr-o hotărâre de guvern, acest drum este dat în administrare Consiliului Local Moinești. Ne-am judecat 4 ani și ceva, la 3 instanțe, am pierdut toate procesele pentru că acea hotărâre de guvern era semnată de premierul în activitate la acea dată și de ministrul de resort și cu executor judecătoresc am fost pus în posesie, ne-a fost pus în posesie acest drum de 9,6 km de la intrarea în oraș până la ieșirea spre Comănești. Iată că în această iarnă, ați văzut cu toți, în afară de dezăpezirea orașului și dezăpezirea cartierilor, am avut o povară și cu acest drum, care impune o cheltuială suplimentară față de cheltuielile pe care le aveam până astăzi. Așadar, din proprie inițiativă, am inițiat astăzi acest demers cu propunerea de a-l preda din nou Ministerului Transporturilor, așa cum dumnealor ne l-au impus atunci și eu vreau să merg să fac demersuri să fie luat înapoi în administrarea Ministerului Dezvoltării, Ministerului Transporturilor, pentru că din bugetul local cheltuim bani pentru cei care tranzitează acest oraș, pentru cei care vin cu mașini cu greutate mai mare decât cea permisă pe aceste drumuri, fără a plăti o taxă la municipiul Moinești, cel la Ministerul Transporturilor, fără a plăti rovinetă la Moinești, fără a plăti taxe de reclame cei care desfășoară activitate pe această stradă din municipiul Moinești, întrucât proprietar este tot Ministerul Transporturilor și tot el este cel care încasează toate aceste taxe și tarife. Așadar, voi merge cu această hotărâre din nou la Minister și sper să reușesc să repredau acest segment de drum Ministerului, pentru că e o povară pe bugetul local. Mulțumesc. Mulțumim, domnule primar. Comisia de Urbanism, dacă aveți intervenții, întrebări, dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului.
Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă mai aveți neclarități, întrebări, nelămuriri, dacă nu, vă rog să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării transmiterii sectorului de drum național, drumul național 2G, sector 53 plus 358 până la 54 plus 050. Hai să vă explic ce și aici, că titlul aveți cu toții. Deci, capătul de drum de la Nuna Lupanovski până la intrarea în Comănești e acea zonă de câteva sute de metri, care este prinsă în nou plan urbanistic general. Planul nostru urbanistic general, ca și alte localități, este expirat de ceva ani de zile. Pentru a obține avizul de la drumuri naționale, a impus-o. Să spuneți că o parte o iau, o parte vreau să o dau înapoi. Dar o să vedeți și scrie și în titlu acolo, la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general. Deci pentru a ne da avizul Ministerul Transporturilor pentru planul urbanistic general, ne-a impus această condiție și așa acea 200 și ceva de metri să fie alături de acest drum. Dar demersurile mele rămân în continuare, deci la ora asta nu este în administrarea mea, ci dacă se va aproba PUB-ul, dar până atunci sper că acea hotărâre înainte să fie promovată printr-o hotărâre de guvern să-l preia înapoi la Ministerul Transporturilor și aceasta nu-și va mai produce efect. Dar acum este imperios necesar pentru obținerea acelui viz de la Ministerul Transporturilor. Mulțumim. Comisia de Urbanism, dacă aveți neclarități, dacă nu supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, discuție. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Votată una. Comisia Economică, dacă sunt neclarități, întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, abține. Nu. Mulțumesc. 11. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială Moinești. Comisia de Urbanism, vă rog discuții pe tema proiectului. Dacă nu avem, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține ceva. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Votat în unanimitate. 12. Comisia Economică. Asta e cu bani. Dacă mai aveți neclarități, întrebări, dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. Votat în unanimitate. Da. Da. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării fondurilor necesare, furnizării meniului zilnic pentru copiii centrului de zi din cadrul școlii gimnaziale Tristan Tăran Moinești pentru anul 2019. De ce această finanțare? Pentru că finanțăm de câțiva ani, pe că sunt vreo 9 ani, de când la școala Tristan Tăran se desfășoară un program after school. 20 de copii iau prânzul zilnic acolo. Cei 20 primesc și câteva ore de meditație prin voluntariatul cadrelor didactice de la acea școală. 10 porții sunt finanțate de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, 10 porții în continuare de Primăria Municipiului Moinești. Da. Spunem la vot proiectul Comisia de Urbanism. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia Juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă nu sunt întrebări sau neclarități, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local 88 din 25.05.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, extindere spații spitalizare, Spitalul Municipal de Urgență Moinești, faza studiu de fezabilitate plus DALI și a indicatorilor tehnico-economici. Este vorba de acel proiect care l-am aprobat cu acum un an, care este în derulare la Compania Națională de Investiții, întrucât legea
s-a modificat prin ordonanța 114 din 28 decembrie, a fost actualizat devizul privind manopera, e necesară aprobarea acestei hotărâri pe care o vom depune cât de urgent, doamna Oana știe demersurile dumnealor, vor merge la CNI și vor depune aceste două hotărâri care sunt astăzi cu urmează. Mulțumim. Comisia de urbanism, dacă mai aveți neclarități, întrebări, dacă nu, supunem proiectul la vot, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, vă mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului, dacă nu, supunem la vot proiectul, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări, nelămuriri pe marginea proiectului, dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 190 din 8-12-2017 privind exprimarea acordului pentru realizarea investiției și predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții a amplasamentului necesar realizării obiectivului extindii spații spitalizare Spital Municipal de Urgență Măinești. Comisia de Urbanism, dacă aveți discuții, propuneri sau neclarități, vă rog să interveniți. Dacă nu, supunem proiectul la vot, cine este pentru, împotrivă, să abține ceva. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă nu sunt nelămuriri, clarități sau întrebări, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 224 din 19-12-2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții CNI a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții reabilitare infrastructură de străzi în municipiul Măinești, strada Alexandru Ioan Cuza. Pentru că tot se vorbea mai înainte de asfaltarea străzilor unde a fost implementată infrastructură de apă și apă uzată. Iată, în sfârșit, o hotărâre care o așteptăm cu toții de mult, cred. Astăzi o vom aproba și o voi depune la Compania Națională de Investiții și, probabil, în cel mai scurt timp, va fi scoasă la licitație, va urma procedura de scoatere la licitație pentru execuție. Valoarea este undeva la 4,1 milioane de ron, de lei. Sper ca licitația să aibă undeva în luna februarie loc. Mulțumim tare mult. Comisia de Urbanism, dacă mai aveți neclarități sau întrebări, dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă mai sunt întrebări sau neclarități, dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. Ordinea de zi suplimentară. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune numărul 2/24/06/2010, încheiat cu Asociația Crescătorilor de Animale Hangani Urminiș din municipiul Măinești, județul Bacău. Vă rog, da. De ce suplimentară? Pentru că chiar ieri am primit o solicitare de la Societatea Transgaz pentru a reloca acel SRM care este astăzi pe căriman între case, de a-și construi un sediu nou pentru pomparea gazelor din zona Căliman. Acest lucru trebuie scos în afara caselor și pentru că a venit cu solicitarea ieri, astăzi am venit în fața dumneavoastră cu acest proiect de hotărâre pe lista suplimentară, pentru că o lună câștigată în plus înseamnă bani la bugetul local în plus. Chiria va fi cea din hotărârea Consiliului Local, care se aplică și la ONDT Pro. Mulțumim! Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Vă mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului.
Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votați în unanimitate. Comisia Economică, dacă nu sunt neclarități, întrebări, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. Ședința pe Comisia la sfârșit urmează ședința în plen. Da, bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, în continuare a ședințelor comisiilor de specialitate, parcurgem lucrările ședinței de plen a Consiliului Local al Municipiului Noi Naști. Vă informez că această convocare a Consiliului Local pentru astăzi, 22 ianuarie, a fost efectuată prin dispoziția primarului Municipiului Noi Naști numărul 27 din 2019. Dispoziție și convocare care a fost efectuată cu respectarea prevederilor articolului 39 alineatul 1 din legea 215/2001, legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Fiind prezent un număr de 18 consilieri din cei 19 validați în funcție, constatăm că ședința este legal constituită. Domnul consilier Abăcioaie, Sergiu, lipsește motivat. În conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, precum și cu prevederile legii administrației publice locale, legea 215/2001, la începutul fiecarei ședințe ordinare, se supune la vot conținutul proceselor verbale întocmite la ședințele Consiliului Local anterioare. Astfel, pentru ședința de astăzi, avem de supus la vot 3 procese verbale întocmite la ședințele Consiliului Local din luna decembrie și ianuarie. Față de acest aspect, consult plenul dacă există obiecțiuni sau completări asupra conținutului proceselor verbale care a fost publicat pe site. Nefiind obiecțiuni față de conținutul care a fost publicat, supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 14.12.2018. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Unanimitate de voturi, a fost aprobat conținutul procesului verbal al ședinței din 14 decembrie 2018. Supun la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din 19.12.2018. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Unanimitate de voturi, a fost aprobat și conținutul procesului verbal al ședinței din 19 decembrie. Supun la vot procesul verbal la ședințe extraordinare din 8 ianuarie 2019. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Unanimitate de voturi, a fost aprobat și conținutul procesului verbal al ședinței din 8 ianuarie 2019. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a supune la vot ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară și pentru a parcurge ordinea de zi propusă de către executiv. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna secretar. Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, prin dispoziția primarului numărul 27/2019 și în conformitate cu legea 215/2001, astăzi s-a convocat ședința ordinară a Consiliului Local. Ați luat cunoștință de ordinea de zi prin notificările primite și din ședințele de din ședințele pe comisie și de ordinea de zi suplimentară, supunem la vot, dacă aveți obiecții asupra ordinii de zi. Dacă nu supunem la vot ordinea de zi, cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Deci ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. Supunem la vot ordinea de zi suplimentară. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc, a fost votat în unanimitate. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, amenajare, târg, produse nealimentare, îmbrăcăminte și cereale, faza studiu de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 87/2016, proiectant SC ADRA, proiect SRL Iași. Rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului.
Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul în forma propusă de inițiator. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost votat cu majoritatea de voturi, în unanimitate de voturi. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului local de acțiune pentru protecția animalelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole în municipiul Moinești, județul Bacău. Rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisiei Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2019 beneficiare de ajutor social. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisiei Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul în forma propusă de inițiator. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, unanimitate de voturi, proiectul a fost aprobat. 7. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Local numărul 41 din 16.03.2018 privind înființarea serviciului de iluminat public din municipiul Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate de voturi. Cu unanimitate de voturi. 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 174 din 23.10.2018 privind darea spre administrare și exploatare către SECE Compania Regională de Apă Bacău SA a bunurilor rezultate în urma implementării contractului de lucrări numărul 4, extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă în orașele Buhuș și Moinești, extindere infrastructură canalizare în orașul Dărmănești. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. 9. Proiect de hotărâre privind predarea unui sector de drum național, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Moinești, județul Bacău, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea executării lucrărilor de reparație. Rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul în forma propusă de inițiator, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate a fost aprobat proiectul. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării transmiterii sectorului de drum național DN2G, kilometru 53 plus 358 la 54 plus 050 și terenul aferent din domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, în domeniul public al statului și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Moinești, la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general. Rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Voturi împotrivă, se abține cineva, votat în unanimitate. 11. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului.
Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării fondurilor necesare furnizării meniului zilnic pentru copiii centrului de zi din cadrul școlii gimnaziale Tristan Țara Moinești pentru anul 2019. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, votat în unanimitate. 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 88 din 25.05.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, extindere spații spitalizare, Spitalul Municipal de Urgență Monument, faza SP plus Dali și a indicatorilor tehnico-economici. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abține. Unanimitate, a fost aprobat proiectul. 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 190 din 8.12.2017 privind exprimarea acordului pentru realizarea investiției și predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții CNI-SA a amplasamentului necesar realizării obiectivului extinderii spației spitalizare Spitalul Municipal de Urgență Moinești. Rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate de voturi. 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 224 din 19.12.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții CNI-SA a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții, reabilitare, infrastructură de străzi în municipiul Moinești, strada Alexandru Ioan Cuza. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Trecem la ordinea de zi suplimentară. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune numărul 2 din 24.06.2010 încheiat cu Asociația Crescătorilor de Animale Mangan Urminici din municipiul Moinești, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. La diverse avem trei puncte aici. Avem o petiție adresată probabil Consiliului Local sau Administrației Publice Locale de către domnul consilier Vascan Ștefan Cezar. Cezar, dacă vrea, vreți, domnule consilier, să ne spuneți. Se spune o rectificare, n-am inițiat-o eu. Sunt un semnatar al ei, așa, am făcut lucrul ăsta pentru a curma toate discuțiile și speculațiile care au intervenit pe Facebook din acest subiect. Un răspuns corect și la subiectul din partea executivului, cred că ar lămuri totul. Deci asta... Am pregătit un răspuns scris pe care o să și un răspuns scris ar fi binevenit pentru că se comentează. Cred că s-a văzut, da? S-a trecut deja la cu totul altceva, chiar hai, bărbă să spun sau nu. Dar e bine să le stopăm și să le lămurim, da? Da.
Perfect. Eu apreciez inițiative atunci când sunt venite mai ales din partea consilierilor locali, dar vă pot spune că suntem în necunoștință de cauză executivul și dacă în acest pachet este blamat și Consiliul Local, și Consiliul Aparatul de Lucru și Primarul Municipiului Măinești. Au existat de-a lungul timpului și nu de un an, nu de doi ani, nu de în ultimii ani, solicitări din partea altor firme care furnizează aceste servicii de internet, TV, cablu prin TV prin cablu și ce mai aici? Da, antene și sunt o parte din acești agenți economici care au un istoric și deja prestează aceste servicii către populația din municipiul Măinești. Și nu numai o firmă, ci și Telecomul și cea din cablu NextGen și mai este încă una la Lucrăcești. Tufes. Da? Pe lângă acestea, au mai fost solicitări, și vă spuneam că nu acum un an, nu acum doi ani, din partea celor de la RCS, IRSD, de la UPS, solicitări ale RomTelecom de a schimba fibra optică din municipiul Măinești și, conform legii 50, există la municipiul Măinești și un răspuns înaintat de Inspectoratul de Stat în Construcții, lucrările care se execută în canalizația existentă de schimbare a fibrei optice, se face doar cu un aviz de la autoritatea locală. Doar cele existente. Pentru extinderea oricărei feluri de instalații, oricărei feluri de rețea, este necesară autorizarea conform legii 50. De altfel, aceste societăți care s-au adresat primăriei municipiului Măinești au primit de fiecare dată acest răspuns să depună documentația pentru obținerea autorizației de realizare acestei lucrări. Nu s-a mai întors nimeni cu nicio documentație, ci din contră apare în spațiu public că primarul sau cineva din Consiliul Local se împotrivește acestui demers. Sunteți de acord ca cineva să facă lucrări în municipiul Măinești fără autorizație de construcție? Am aprobat peste tot unde este și instalație aeriană și subterană, unde a fost nevoie de schimbarea acestor cabluri, am aprobat în acest aviz. Pentru a interveni în spațiu public, pe domeniul public, pe trotuare, pe străzi, oriunde, pentru a introduce fibră optică, trebuie autorizație de construcție. Singurul care semnează, sau cei care semnează autorizația de construcție, este primarul, secretarul și arhitectul șef al municipiului Măinești. Vedeți pe unul din ei să semneze o autorizație nelegală sau ce să semneze dacă n-a solicitat. Acesta este răspunsul. Îi aștept oricând să vină. Încurajez concurența, încurajez prețurile mai mici. Sunt de acord să avem și alte televiziuni în oraș, nu așa cum se spune în spațiul Romai, că eu aș fi împotrivă, că am nu știu ce relaționare. Eu un simplu consilier aici care lucrează acolo, este salariat, nu administrează, își primește salariul pentru ceea ce face, este consilier în Consiliul Local și își face treaba de consilier, n-are nicio legătură, activitatea de la firmă, n-am niciun interes personal cu această firmă, nici nu știu personal pe acest fapt. Mulțumim, domnul primar. Alte probleme legate de acest lucru? Da? Tot la diverse avem un raport privind activitatea desfășurată de către asistențe personale ai persoanelor cu handicap din municipiul Măinești în semestrul 2018. Probabil l-ați avut la mapă, l-ați citit, dacă aveți ceva de spus. Vreau să fac o mențiune că acești domni însoțitori sunt salariați cu contract de muncă ai primăriei municipiului Măinești. Și când vorbim de sute de angajați, cineva îi numără și pe aceștia. Ori prestează în interesul primăriei sau în interesul unor probleme, unor oameni, unor bonlav cu gradul 1, cu însoțitori și legea permite ca aceste persoane să aibă întocmit contract de muncă cu primăria municipiului Măinești. Nu putem să spunem că primăria are nu știu câte sute de salariați, adăugând astfel de salariați. Eu zic că sunt oamenii care nimeni nu și-ar dori un loc de muncă ca cel pe care l-au ei. Mulțumim, doamnă primar. Mai avem la diverse propunere privind evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului municipiului Măinești pentru anul 2018. Da, dacă aveți ceva. Acest document trebuie întocmit și semnat de președinții comisiilor de specialitate din Consiliul Local. Dacă dumneavoastră aveți ceva argumente sau completări, vă stăm la dispoziție.
Da. Dacă nu, alte probleme, dacă mai sunt alte probleme la ordinea de zi. Poftiți, domnul Ilie. Da. Domnule primar, domnule președinte, stimați colegi consilieri și numai, mi-ar fi plăcut ca cuvântul ăsta care o să-l am așa la sfârșit să nu fie după o dezbatere foarte acidă. Privind dezbaterea mai înainte, îmi dau seama că parcă singura problemă din mâine este doar cea transformării din municipiu în oraș. Din păcate sunt atâtea dezbateri și nu este niciodată sala așa de plină. Cum am văzut astăzi, poate trebuia un alt ton, altă colaborare, dar mi-ar fi plăcut să văd în cei 7 ani de Consiliu sala să arate cum a arătat astăzi, mă refer toate scaunele pline. Bun, am făcut începutul ăsta ca să vă informez despre demisia mea și depunerea mandatului de consilier local în urma, să zic așa, intrării sau asocierii mele cu un alt proiect politic care se naște în Mâinești. Vreau să vă mulțumesc pentru colaborarea avută, sper că a fost cât de cât bună și succes pe mai departe. Da, da, mulțumim, domnul consilier. Noi activitatea desfășurată în cadrul Consiliului Local și pentru problemele ridicate. Dar eu vreau să-i mulțumesc domnului Lini pentru că a făcut parte din echipa noastră, este decizia dumnealui, partidul are e un partid transparent și apreciază ideile și părerile tuturor celor care fac parte. Astăzi dumnealui alege un alt drum, îi urăm succes, îi mulțumesc pentru activitatea din Consiliul Local, este decizia dumnealui, felicitări pentru ce ai făcut până acum în cei 7 ani alături de noi. A fost un consilier care, zic eu, a avut și intervenții și a făcut vizibilă prezența în Consiliul Local și mulțumesc. Succes în Consiliu. Da, mulțumesc. O problemă. Ridic o problemă a cetățenilor din Hangan. Profit de ocazie că este și aici și domnul Manolache. Este vorba de vecinii noi acolo. Când vine fraile alea mari și mai ales apa din școală, ne inundă niște grădini. Este vorba de domnul Walter Aniculesi și care mai sunt acolo. Acum știm că se fac niște amenajări a praiilor care curg și trebuie să facă niște șanțuri acolo în așa fel încât apa aia, apa aia care vine să nu se mai ducă în grădinile lor și tot făcându-se aceste amenajări să țină corp și de problema asta. Da. Când despre domnul Pascaline, eu îi mulțumesc pentru că a venit cu mine în politică. Eu sper că va fi consilier și mandat celălalt, îi cunosc potențialul și îi doresc succes în cariera politică sau unde de. Mulțumim, domnul consilier. Poftiți, domnul consilier. Deci, două puncte scurte. Era vorba, când a fost domnul director la Craps, nu mai țin numele în tine, unde stă domnul director Buta, pe acel bloc, s-a făcut un proiect pilot pe Moinești, care nu știți, vă spun eu că am fost acolo, am și 2-3 prieteni, pe casă scării de vor cu PPR sau, mă rog, materiale moderne, toate contoarele vizibile, nu se mai pierde zero metri cub de apă, toate sunt citite oricând vrea cititorul de ceas, de indicator în fine, și recomand să se dezvolte la nivel de municipiu, acolo unde sunt probleme la început și după aia de ce nu și la celelalte locuri, ca să evite tocmai citirile și eventualele scurgeri de apă la subsol. Că până la urmă asta a fost problema primordială, că acum sigur vocea a fost destule, de neașteptat de urât din partea lor, dar asta este, trebuie să avem grijă. Mai ales m-a deranjat un pic și pe mine, făcându-ne pe noi consilieri culpă, alături de, știu, aparatul în funcțiune. Domnule, primăria și Consiliul Local își bagă bani în buzunar, așa, și că nu ne creează locuri de muncă. Eu vreau să informez, dacă mai aveți prieteni printre ei, sper că nu, sau domnul deja îl rog personal să spună pe prietenul meu, să le spune că nu primăria oferă locuri de muncă, ci acele firme private în Germania, în Suedia, în statele civilizate, n-a mai rămas decât CFR-ul și pădurile în administrația statului. Deci firmele private, noi, primăria și organele în drept, pot cel mult să faciliteze anumite
scutiri de taxe sau reduceri de impozite, acolo ne vin dezvoltatori și oameni cu bani din exterior, probabil sau cei și din interior. Nu poate primăria să ofere locuri de muncă decât în organigrama care este venită de sus de undeva. Trebuie să le explicați celor oameni care nu vreau să înțeleagă, pentru că nu se poate așa ceva. Sigur, și eu m-am exprimat, domnule, sunt în unele puncte de acord cu ei, dar pas cu pas, cum a spus președintele, trebuie într-un final să le rezolvăm pe toate. Și slavă Domnului, nu cred că a fost cineva împotrivă. Cel puțin de, știu eu, de câțiva ani de zile, am văzut că s-a muncit în Moinești. Dar nu se poate așa bătând din palme, face și lucruri cu atâția de mulți bani. Trebuie să avem răbdare. Că nu am avut răbdare de fiecare dată. Și am făcut și 2 și 9 5. Haideți să mai așteptăm puțin. Și slavă Domnului, cred că o să punem la punct și Moineștiul ăsta. Să nu ne pierdem nădejdea, pentru că sunt 3, 4, 5 voci într-un oraș care să nu ne sperie oameni buni. Vă rog frumos. Dar nu ai cu cine vorbi, din păcate. Asta am vrut să vă spun. Trebuie să le explicăm și să muncim în continuare. Să dau câteva răspunsuri, ca să nu mai amânăm pentru ședința următoare. Privitor la solicitarea domnului Ilie, am cunoștință de ceea ce îmi spuneți privitor la familia Nicolaesei. Dumnealui are o nemulțumire așa, general, personală, să spun așa, vizavi de primărie. Dar poate o să ne întâlnim să o dezbatem și aia mai la mănânc, să înțeleagă că nu primarul este, nu face ce vrea, ci face ce spune legea. Și sunt garantul legii în această primărie. Privitor la lucrările de acolo, da, sunt necesare. Dar acum noi la școala Alexandru Sever implementăm un proiect prin finanțare de la PNDD, valoarea lui ceva la 20 de miliarde de lei. Avem lucrări de drenare a apelor din acea curte și probabil o să ia contur atunci când și lucrarea va fi gata. Nu se pot face toate peste noapte, așa cum spunea și domnul consilier Varoșanu. De aceea ne implicăm cu aparatul de lucru și cu de a monitoriza proiectele pe care le avem în derulare pentru a iniția altele noi. Și am avut câteva proiecte în derulare prin acei bani veniți de la minister, de la guvern, din situații de urgență. Și iată, 10 punci, potețe, cum se cheamă ele, sunt aproape gata. Zilele trecute am turnat betonul pe podul de la Băsâiești. Urmează ultimele lucrări și după 3 săptămâni, 4, să deblocăm circulația acolo pentru a realiza acea asfaltare de care ziceam. Dar tot acele persoane care v-au adus la cunoștință acest lucru nu s-au branșat încă la canalizare și apă. Credeți dumneavoastră că pe acest refuz va fi normal ca peste un an, doi să vină să spargă acel asfalt nou, să-și lege apă și canalizare? Îi rog pe toți cei din cartierul ăla să transmită acest lucru, să le spună oamenilor că este normal să-și branșeze locuința la canalizare când o are în fața porții. E mai rău de cei care nu o au încă. Solicit aici și am avut din cei care azi refuză, care ne spuneau în campanie și de câte ori mergeam pe acolo, că nu au canalizare, astăzi când au la poartă spun că nu au nevoie de ea, pentru că îi impune și niște costuri, nimic nu-i gratis pe lume. Asfalt, asfalt nu se numește. Privitor la blocul E2 pe Emilia Grigorescu, personal am fost acolo la solicitarea doamnei profesor Neagu și a celor advocatari, atunci la o audiență, colegii mei pot confirma lucrul ăsta. Exista o diferență mare între consumul de la contorul general și consumul individual pe fiecare apartament. Ceea ce se întâmplă în întreg orașul astăzi. A apărut legea asociațiilor de proprietari recent, prin care spune și o vom dezbate la acea întâlnire și vă invit pe data de 31 când vine domnul director Marin și cei de la CRAP, asociațiile de proprietari și cât mai mulți este bine să fim la această întâlnire, pentru a dezbate aceste lucruri și a da un exemplu chiar de bune practici. Pentru a evita acest lucru, de a se mai impune consumul de apă care intră în clădire, așa cum scrie în legea care a apărut și acum, iar contractul ar fi trebuit încheiat cu asociația de proprietari și între asociație și cetățean proprietar ar fi trebuit încheiată o convenție ca el să plătească aceste tarife la asociație, urmând în asociație să le plătească mai departe, să facă acest lucru. Am făcut și noi, dar putem face acest lucru doar la locuințele, proprietatea Consiliului Local. Știți unde sunt acestea? La Moldocit, la blocul E1, E2. Am tras coloanele pe banii bugetului local, fiecare și-a pus contor la ușă. Iată, nu se mai oprește apa la E1 și E2. Cine plătește are apă, cine nu plătește nu are apă. Sunt din blocul E1, E2 care n-au apă. Doamne, sunt aici și pot spune același lucru. Am făcut și la gaze, am făcut și la apă. Astăzi fiecare are contorul dumnealui. Numai când vine iarna, nu poate să ia subvenții. Nu mai are apă, îngheață apa. Nu. Astăzi fiecare are contorizat și am făcut aceasta la blocurile primăriei.
la blocuri de proprietate personală, cu sprijinul asociației de proprietari acolo la gară, la, la E2. Toată lumea are contorul de apă la ușă. Bine, el citește, plătește, nu mai este valabil acel contor de la intrarea în, în bloc. Aștept asociația de proprietari cu astfel de inițiative, susținem. Costul nu depășește 350 de lei de persoană la gardă, la cheie. Deci. Vedeți? Toți banii pe care îi dă lunar, ca și diferență, exact. Pentru că, nu știe, vecinul este acasă, nu este acasă. Pe vecinul îl pune la plată că e plecat în străinătate și nu trebuie să plătească și împarte numai pe cei care sunt acum în bloc. Acest lucru, dacă ăla încuie ușa și nu vine cititorul în ziua aia, nu citește contorul, nu-i mai împarte partea de jos. Dar dacă i-ar citi contorul individual, n-ar avea niciun motiv să spună că eu am consumat, eu atât plătesc. Da. Mulțumim, domnul primar. Mai sunt probleme? Și de ce nu am o poftiți, domnul. Dacă doamnele îi iubesc până la programul meu și nu mai plătează, eu cred că trebuie să trecem, cum am fost și în campanie, la o educație, la fiecare număr, la fiecare poartă, mai greu este la blocuri, dar să stocheze într-un mod civilizat toate gunoaiele, mă zic cele menajere care nu ai ce să faci cu ele, plasticul separat, hârtie separat, toate care sunt reciclabile, să le păstreze o altă până ne rezolvăm problema cu primăria. Problema cea mai mare acum vis-a-vis de acest lucru este acea restanță și nu-i e pe rar. Hei, am fost la discuții cu președintele Consiliului Județean, cu cel care a fost președintele Consiliului Județean și președintele Adis, domnul Berea, am purtat în discuții banii și așa mai departe. Dar nu am stat degeaba și vreau să vă aduc la cunoștință că în afară de demersul pe care l-am solicitat de ani de când am pornit acest proiect de a trece la plata pe cantitate, nu de la fiecare din curte, nu de la fiecare de la societate, dar la plata pe cantitatea care se produce în fiecare localitate. Iată s-a ajuns și la o ședință trecută am avut pe ordinea de zi. Acum, după ce ne-am documentat și după ce am primit noi informații, pe data de 30-31 va avea loc o ședință de Consiliu Local, unde vom încerca să înțelegem mecanismul actual cu plata pe cantitate, de ce acele prețuri care ne le spuneau ei și de unde au rezultat, va fi invitat directorul Adis, probabil săptămâna viitoare, pentru a aproba aceste documente, aceste hotărâri, să plătim la cantitate și totodată să stabilim un tarif și pentru o taxă, să spun, pentru cei care, pentru agenții economici, pentru că nu vor mai putea plăti cu un contract către RomPress, cât cantitatea se va calcula prin întreg orașul. Pentru asta trebuie să facem o formulă de calcul, să stabilim fiecare cât va avea de plătit, dar trebuie să înțeleagă în primul rând că dacă vom munci cu toții, indiferent de unde suntem și acasă și la locul de muncă și în activitatea de zi cu zi, să informăm cetățenii să fie de acord că atât timp cât cantitatea de gunoi menajer va fi mai mică, municipiul Moinești va plăti mai puțin bani la gunoi. Pentru că contează foarte mult ca acea cantitate de deșeuri menajere să scadă în mod substanțial. Altfel, nu o să ne ajungă nici 12 lei de persoană, nu o să ne ajungă nici cât punem pe cap de salariat și vom dintr-o situație poate mai rea decât acum. Dacă vom munci cu toții și vor înțelege cetățenii să colecteze selectiv, pentru asta am făcut demersul să înmulțim întreg orașul cubelele pentru gunoi reciclabil, să dotăm populația cu încă o cubelă pentru gunoi menajer și vă spun că personalul primăriei, parte din el care se ocupă de activitate de mediu și de utilități publice, va merge la început cu mașina RomPress pentru a educa cetățeanul să înțeleagă că acea cubelă este pentru menajer și nu ar trebui să regăsească numai menajer. Și vom proceda până la neridicarea gunoiului pentru atâta timp, dacă se va repeta acest lucru și cetățeanul nu va înțelege că trebuie selectat. Și facem acest lucru astăzi în școală, domnul director pot confirma lucrul ăsta, vom face în toate instituțiile publice, dar nu putem să arătăm cu degetul spre nimeni decât spre noi care suntem cei care producem gunoi. Mulțumim, domnul primar. Da, poftim. E cineva acolo. Domnul primar. Stau pe domnul primar. Am o întrebare. Domnul primar, cum se luați dumneavoastră măsuri să ajungă strada Avrămeacu la standard de municipiu? Acest lucru a avut loc acum vreo oră jumate aici în sală, dezbaterea pe acest lucru. Dar vă pot spune că astăzi strada Avramiancu este într-un program pentru realizarea infrastructurii de apă uzată și apă potabilă, într-un alt proiect la PNDL pentru asfaltare. Când primesc banii, să știți că acolo. Deocamdată, din 113 lei pe un apartament și pe o locuință,
Nu sunt bani de asfaltat tot orașul, de a avea tot orașul apă, canalizare, de a avea un strand, un hotel și așa mai departe. Eu vă amintesc aici că în ultimii 10 ani s-au schimbat multe în oraș. Și dacă s-a reabilitat parcul, s-a reabilitat centrul cultural, s-a reabilitat piața, unele școli și mai sunt altele în derulare, se vor face toate, dar cu pași mărunți. Vă spuneam mai înainte de licitație la strada Alexandru Ioan Cuza, urmează strada 1 Mai. Dacă altcineva crede că poate face mai mult, îl aștept cu propuneri. Să le iau și eu în calcul, să văd dacă are o altă sursă de finanțare. Eu n-am scăpat nicio axă de finanțare până acum. Poftiți? Poftiți? Nu numai Abramiancu. Toate străzile din municipiul Moinești. Și cea pe care stau eu, și cea în cartierul în care am crescut, sunt în aceeași situație ca Abramiancu. Probabil vreau să mă duc în fața vecinilor mei, în fața celor unde am copilărit, să le arăt că, și aici este și cartierul de care spuneți dumneavoastră, să le arăt că am făcut ceva și vreau, oricine ar fi fost primar, cred că își dorea acest lucru, ca toate străzile să fie asfaltate, toți să aibă apă și canalizare. Și... Urmează, probabil. Urmează, e în proiect. Da. Da. Vă amintiți cum era pârâul pe Abramiancu cu vreo 4 ani, 5? Pârâul, cum era? Da. L-am adâncit cu vecinul dumneavoastră, Pașcu Costel. Vă amintiți cum arăta digul de la curba de la deal de Pașcu? E betonat astăzi. Nimic înseamnă zero. Eu vă spun că am mai spus. Da, mulțumim, domnul primar. Da, domnul Marchidan. Mai tare. Da. 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 Pe motivul că aș te crea nu știu ce, că zis că sunt adeptul, nu știu ce. Eu zic că a fost foarte ultimă întâlnirea de astăzi. Foarte mulți s-au lăsat în sală, au recepționat ce a spus domnul Bejan cu întotdeauna municipiul la timpul ăla, poate nu merita, dar sunt câteva argumente, iar acum n-ar mai fi motiv, ați explicat nostru primar foarte bine ce a fost. Eu fac un apel la domnule consilier și din 2008 în pace sunt prea mulțumit de ce s-a făcut în Moinești, în drag Moineștiu și dacă, așa cum ați spus și ați spus, să avem răbdare, că nu-i scăpa nimic. Spun asta de ce? Zimnic, eu fac Românești. Din Hangan, de sus, că am fost în zonă de Văție și nu știu, s-a întâmplat minunile inundația. Vă spun, am zis, Doamne, când se vor mai deface lucrările astea? Și acum fac o paranteză și sunt dator cu explicație, la domnul viceprimar, la timpul respectiv, am o opinie. Nu mi-o mențin, m-am curtajus. Mi-am dat seama că profesorul, așa știa doar timpul, că se învățați cu, în teorie, ferestre. Mi-a dovedit că nu-și face ferestre. După aceea, am zis la timpul meu, cine a zis atunci, că nu cunoaște geografia Moineștiului. Foarte repede, și nu prea o cunoștea. Dar fiind faptul că acolo la limita cu Comuneștiu, dar n-a găsit prezent. La inundații, a plecat de București înapoi, fie cu încercare din la Moinești, la domnul primar, domnul Breagnă, la ora 2, eram cizme în teren, în zona unde era cea mai afectată cu Tăsfiești, lângă. Deci, ca să închei, eu aș face apel la discuția care s-a făcut astăzi, la domnii consilieri, la oameni de bună credință, eu am întrebări în personalul primăriei, mi s-a dovedit, până am avut ocazie să intru, că am avut nevoie personal, sunt oameni bine pregătiți, nu pleci, ne-a lămurit din primărie, nu mai spun de 2008 în pace, fostul primar, actual primar și echipa care format pe primărie. La fel pot să spun și unui consilier, domnul Vasile, îmi pare rău, o spun public, poate vă schimbați atitudinea față de dumneavoastră, față de mine, nu știu, când mă gândesc de voi. Și fac un apel la domnul consilier să sunt convins că vor lua în seamă
discuția de astăzi, hotărât să spun de municipiul oraș, cum arată astăzi. Și nu mai spun mai multe, că le știm cu toții, numai sala de spectacole din Voinești a lăsat și a satrus vestea de noi. Cine a intrat în sală? Artiști. Comentatorul nu știa, a zis, domnule, ce are Voinești? A zis că e ceva mai mic față de la Național la București. De-aia am rugămintea lui Cățel, sunt convins că vor înțelege și vor judeca bine să nu ne bate joc de noi. Vă mulțumesc. Da, mulțumim, domnul Marchitar. Da, domnul Popes. Este prima ședință care particip de când s-a înființat Consiliul Local, primar și atât. Când municipiul Moinești arată cum arată în faza actuală, nu datorită primarului, datorită acestor oameni care votează și susțin proiectele. Primarul nu face nimic singur. Nu primarul face asfaltare pe strada cutare, nu primarul face bunoaile, nu primarul face nimic. Este mâna consilierilor care votează din ce am văzut astăzi aici. Eu deduc ce am văzut da, astăzi. Da, trebuie să menționați că toate acele proiecte pe care le aprobă consilierii azi sunt inițiate de primar. Vreau să spun. Trebuie să mă lăsați să termin și nu mă întrerupiți. Că proiectele nu sunt făcute de consilier, ci de așa. Dar fiindcă ați spus dumneavoastră. Eu sunt din 19 ani, 20 de ani în municipiul Moinești. Eu aș vrea să spun să rămână municipiul Moinești, este părerea mea. Pentru că datorită acestui numit municipiul Moinești, sună cu totul altfel, s-au făcut o investiție în toată documentația ca să ajungă municipiul Moinești. Sunt documente analizate de experți, de oameni, și nu sună bine oraș sau comun sau sat. Eu, dacă îmi dădea cuvântul mie în fața celor oameni, trei persoane erau în sală care făceau gălăgii. Trei persoane numerate. Îi cunosc, mă cunosc. Dacă luam cuvântul, spuneam că aș prefera să fie sat Moinești și nu municipiul Moinești, dar pentru ei, dar eu vreau să rămân în municipiul Moinești pentru că se pot face și de acum încolo foarte multe lucruri. Niciodată nici eu, nici dumneavoastră, nici nimeni nu-i mulțumit la ce s-a făcut. Pentru că așa suntem noi românii, nu apreciem ce se face cu bani buni. E, ce ați dezbătut astăzi cu proiectul, dacă faceți lucrul ăsta cu sortarea deșeurilor, vă spun eu, ca și în alte țări și în Uniunea Europeană și așa mai departe, se vor aduce foarte mulți bani, nu se vor mai cheltui bani mulți pe gunoaie și așa mai departe, din contra, aș va permite un privat, poate chiar din municipiul Moinești, dacă se sortează, așa cum a spus dumneavoastră, în punguțe, peturile la peturi, sticlele la sticle și așa mai departe, vă spun eu că intervin alți oameni, dar e prea multă mizerie și nu se înțelege că trebuie făcut o ordine pe fiecare în parte. Contează foarte mult să dezbateți acest proiect cu sortarea deșeurilor, pentru că mirosul imediat se împute de la gunoi și așa mai departe. Și vă felicit pentru ce faceți, eu vă respect și apreciez ce ați făcut pentru municipiul Moinești și atât dumneavoastră cât și domnul consilier, este pentru prima dată când port cuvântul într-o ședință și am văzut ceva pe Facebook și am vrut neapărat să le mulțumesc personal eu ca și cetățean din municipiul Moinești care sunt taxele la zi tot și am dreptul și eu să spun un opinie. Și eu felicit pe domnul Nini Pascalini pentru ce a făcut că îl cunosc, a fost alături de noi. Cei de la protecția mediului de la primăria Moinești chiar ne-au informat la domiciliu și apreciez, spațiul locativ la fel, și îi sugerez să se mai gândească o dată la alegerea făcută. Mulțumim, domnule președinte, domnilor consilieri, domnule primar, viceprimar, secretar, o singură rugăminte sau sugestie în față de dumneavoastră sau la dumneavoastră. Educați-vă electoratul. Dacă electoratul ar fi educat, n-ar fi fost situația sau atmosfera de astăzi. Și știu ce spun și cred că vă înțelegeți. Succes, sunam bun și la mulțumesc. Mulțumim. Da. Dacă nu mai e... Nu toată lumea poate fi în asentimentul nostru celor care astăzi conducem primăria sau suntem consilieri locali. Atitudinea celui de acolo a fost un candidat la funcția de primar. Rezultatul știți cu toții. Ceilalți dintotdeauna au făcut o campanie de denigrare a acestei instituții, care este prima instituție din oraș și eu cred că atunci când ai ceva de spus, dacă crezi că se poate îndrepta, vii și personal să spui. Dar tot ceea ce spun dumnealor aici, nu știu dacă dumneavoastră puteți lua în calcul de a se realiza
într-o săptămână, două, cinci. Când vorbim de infrastructură și îi mulțumesc, domnule, îl cunosc de la Hangan personal de câțiva ani. Și îl asigur de să aibă încredere că vom face ceva și pe strada Avram Iancu. A avut încredere în mine, îl cunosc, știu că m-a votat, mi-a demonstrat acest lucru de câteva ori până acum și nu vreau să-l dezamăgesc nici pe el și nici pe ceilalți, chiar pe Walter Aniculese, care îl consider un prieten în continuare. Da. Și eu și eu am luat act de dorința dumneavoastră și vă spun că nu stau degeaba și mă implic. Da. Mulțumim, domnul primar. Dacă nu mai sunt alte probleme, declarăm închisă ședința ordinară. Mulțumim.